Românii din 10 județe pot plăti din această săptămână taxele și impozitele cu cardul direct la ghișeele fiscului. În ultimele 7 zile au fost instalate peste 100 de POS-uri în 53 de sedii ANAF din țară. În județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, proiectul a fost implementat în 25 de sedii ale ANAF din aceste județe și au fost instalate 49 de POS-uri. Pe de altă parte, au fost instalate 52 de POS-uri în 28 de sedii din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea. ANAF dă asigurări că plata cu cardul se va putea face în curând în toată țara. În acest scop, instituția a inițiat procedura de licitație deschisă pentru achiziția de servicii de acceptare a plăților de impozite, taxe, contribuții și alte sume efectuate online prin carduri bancare prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți. Companiile interesate pot depune oferte până pe 23 august. În 7 iulie, președintele ANAF, Dragoș Doroș, a anunțat că sediile instituției din întreaga țară vor avea într-o lună instalate terminale POS pentru ca cetățenii să își poată plăti cu cardul taxele și impozitele la bugetul statului.